găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live, campioană națională la karate, a intrat prima, să văd dacă zic corect, la sport și performanță motrică la UNEFS, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, și deși, cu, așa cum spunem, mai are puțin până să împlinească 19 ani, vă spunem noi, este deja antrenoare cu vechime. Era să zic, cum zicem de obicei, depănăm amintiri, dar având până în 19 ani, nu prea depănăm amintiri, ci vorbim de prezent cu <laughs> Irina Negoi, bună dimineața, să Bună dimineața, bine v-am găsit. Și mii de mulțumiri că ai venit alături de noi. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Deci o luăm cu, fără deci că n-am zis nimic înainte, o luăm cu, cu, sfârșitul, cu capătul. am terminat uh, Caragiale. Da, Colegiul Național Ion Luca Caragiale. A 12-a H. Da. Atâtea clase era. sociale. Și mai erau după? Uh, A... Mai era Jul. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Da. 10 clase. Da. 10 clase de a 12. -a. Da. Anul viitor vor fi 13, pentru că se mai introduce un nou profil științele naturii. Cafenelele le-au ok acolo, vis-a-vis? -vis. <laughs> Trebuie, așa. <laughs> da, că am vizitat și Nu, 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 nu. Cineva ne-a spus că, da? da, ok, totul. Da. Bun. Și am intrat prima la Ian încet. Sport și performanță motrică. Da. Cu ce să mănâncă mămica asta? Adică. De mică, dorința mea a fost. Cred că încă de când eram în școală generală a fost să urmez această universitate, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, pe secția de sport și performanță motrică, adică antrenor cu acte în regulă și probabil profesor. Deci profesor de educație fizică. Da. Asta e vrut de mică? Da. Adică pe tine când te întreba, doamna învățătoare, Irina, ce vrei, mă mică, să te faci un mare? Asta antrenor spune... de karate Pe bune? Da. Și o altă pasiunea mea este kinetoterapia. Asta știu Asta va fi pe viitor. Bun. Acolo sunt cafenele? Uh, lângă colegiu? Lângă. Lângă no, universitate? Da. Momentan n-am descoperit, dar <laughs> o să mergem în căutare. Eu viv desigur, adică o abilitate să înțeleg <laughs> că este scopul principal. Hai să o luăm cu începutul. De ce carate? Uh, sincer, am început uh, cu gimnastica ritmică. Am fost Bun. un copil cu foarte multă energie. Spreica și atunci... o spune. Nu chiar nu? atât de rău. <laughs> am avut energie multă și părinții m-au orientat spre un sport. Am început cu gimnastica ritmică. Apoi am vrut să merg la balet. Și mama a venit cu o opțiune mai bună și a zis, dar nu vrei tu să faci karate? Mama a venit. Da, mama. De obicei, măi, mămică, nu e sport de fete? Nu, nu, părinții mei nu au avut o problemă că ar fi sport de contact. Nu este, este semicontact, adică nu ne lovim să avem răni sau să ne rupem mâinile, picioarele, că se întâmplă asta e partea a doua. Dar de ce n-am continuat cu gimnastica? Uh, am făcut în paralel, undeva până prin clasa a doua. A, deci și și. Da, dar am ales karateul pentru că nu poți face performanță în două sporturi. Deci, așa trebuie să zicem, karate. Karateul, karateul karate. Nu, karate. Mergi și karate? Mm, nu, depinde, casano, da. da. Nu cred că o să o potrivesc cu karate dar, nu dar karate. Deci, la ce vârstă ne-am apucat de karate? La 4 ani și jumătate, aproape 5. Aproape 5. <laughs> Înțelegeai ceva atunci? Era o joacă, clar. Clar, a, a jumate, început nu din poate joacă. Fi. A început din joacă, însă am văzut că eram lăudată și atunci am zis că e bine ce fac. Era clar că tu nu știi ce se întâmplă. Pentru exact. Că era. Bun, dar când uh, ai început să-ți dai seama că asta vei face, nu te-ai gândit la ce o să zică lumea? Pentru că noi avem mentalitatea asta, ai să fii sincer. Cum să dai fata la sporturi de contact? Că până să vii tu să ne explici că e de semi-contact și așa mai departe, cinstit. Lumea așa crede. Adică, exact cum spuneai și tu, sporturile pentru fetițe preconceput. Uh... Baletul, gimnastica. N-am avut o frică pentru că nu am fost crescută într-o familie în care să se impună bariere de tipul acesta și părinții m-au încurajat să fac ceea ce îmi place. Așa că de-abia cum am o Deci tu la 19 ani ai 14-15 de karate? Am uh, 14 la <coughs> activ și de performanță aproximativ 10 ani. Bun. Mai ți-aduce aminte multe fete în momentul în care tu te-ai dus? Deci hai să dăm timpul cu până la 14 ani în urmă, 2007-2008. Da. E o federație, cum se vede și pe... pe federația timp, Română de Karate. 1997, da? Fondată. Da. Deci nu avea... cât avea? Eu m-am apucat undeva prin 2009-2010. În... Nu, mai devreme un pic. 2008. În 2010 minus. am început să adun... Bun, deci rezultat. federația avea 10 ani, să zicem, adică... Ceea ce vreau să spun, nu era un, o federație cu mulți ani în, în spate și un sport în România care să... mai ales pe partea feminină. Nu, dar eram, eram foarte mulți copii. Da? Da. Îmi aduc aminte că stăteam în tribună la competiții dimineața când mergeam acolo și mă uitam și vedeam atât de mulți copii. Aveam emoții. Fetițe erau? Erau și fete. Chiar îmi aduc aminte de o colegă care și acum practică. Cu o față de chinezoaică are niște trăsături de chinezoaică Când am văzut-o, atunci când eram mică, m am speriat de ea. Asta e adversarul. Numărul 1. E un sport greu? Te întreb de două ori, adică odată dacă e greu, greu, și odată dacă e greu pentru fete. Orice sport e greu. Clar. Orice correct. sport este greu. Depinde de plăcerea cu care faci sportul, depinde de curiozitatea pe care o ai. Uh, Ți-a fost vreodată greu? Da. Normal că au existat și momente grele, momente de stres, în care a trebuit să împletesc și școala cu performanța pe care o făceam. Însă am trecut peste. A, a fost greu, da. A fost vreun moment în care ai vrut să te lași? Adică uh, să spui nu mai pot. Că e cu școala, că ești obosită, că sunt turnee prea multe, că-ți durezi? La un moment dat a existat un moment de tipul acesta, când... Uh, Aveam câteva accidentări la activ Și eram și într-o perioadă stresantă cu școala Clasa 8-a Și ce faci în momentul ăla? Mamă, la Am continuat ani... Am luat o mică pauză în care mi-am așezat gândurile Și mi-am adus aminte de ce fac karate De plăcerea pe care o aveam Mi-a revenit cheful Da, pentru că există ăla. momente din astea Și încerc, încercăm să aflăm De la fiecare sportiv pe lui Ce faci în momentul ăla La tine s-a întâmplat la clasa 8-a Da la alții se întâmplă la o accidentare la 20 ceva de ani exact. Se lasă, nu se lasă, cum continuă Și e interesant Deci tu ți-ai adus aminte că e plăcerea de a face karate da. uneori e bine să te deconectezi un pic de. mai scos ce din faci. priză Exact, da Să mai resetezi un, un pic Când ți-ai dat seama că nu mai e joacă? La primele uh, concursuri sau când? Undeva pe la 14 ani Când a început să fie treaba serioasă, serioasă. <laughs> Când am ajuns la cadeți Și au început să fie multe competiții internaționale atunci. Atunci. a intrat și dorința aceea de a demonstra că ceea ce fac este numărul unu pentru mine. Întrebarea a de bunic din Cijmigiu poți să duci și școală și la tine se vede că a mers. Dar vorbesc că dacă e greu, greu să duci și școală, deja tu ai terminat liceu, adică nu se mai pune problema că ai intrat la facultate. Mai e că da, poți să le duci până într-a 10 poți să le duci, deci merg amândouă. De voie, de nevoie merg. <laughs> Acum depinde uh, care este prioritatea. Pentru mine a fost sportul. Sincer spun, sportul a fost prioritatea mea. Școala am dus-o pentru că trebuia să o duc. A fost greu, dar mi-a plăcut și la școală. Am avut parte de profesori foarte, foarte frumoși, au vorbit foarte frumos, au fost cu noi. Uh, am învățat. La școală am mai mers așa. Am învățat cu o zi înainte de un test, două zile și am putut să trec peste ele cu ușurință. În schimb, la karate, dacă nu mergeai la antrenamente și aveai o competiție, se vedea.